Urmezi tu? Da. Ah, ok. Te concentrezi, nu? Da. Te simți un pic în starea. Bine, te rog. Ești afacanță, mă rog. Binecuvântează Iisuse această încăpere și pe toți credincioșii cu mor din trânsa. Te știi de undeva? Parcă te-am mai văzut? Din final ai umor, probabil. Ai fost la finală? Am zis eu că te știu. Salut, sunt același Gabriel Gherghe, tot 32 de ani, și am venit să mai împărtășesc cu oamenii din materialul meu de stand-up. Eu sunt pasionat de istorie, mai avem oameni pasionați de istorie în sală? E ok, perfect. Citeam un articol recent și mi se pare că majoritatea domnitorilor români aveau nume de staruri porno. Ștefan cel Mare, Alexandru cel Bun, Radu cel Frumos, Constantin Vodă, dar pe vremea lui nu se zicea așa, era Constantin Vodă, știe fetele din sat. What is this, a doua descălecare? Se referă la descălecarea din Moldova lui Bogdan cel Negru, creatorul statului moldoven. Parcă așa era, nu? Da, am nimerit-o. Mamă, aplauze pentru mine. Încă mai știu 0,1% din istoria pe care am învățat-o de plăcere în școală. Ce mai ziceți, băieți? Repet, am atâta în cap. Oricum o să dau altceva, dar... Am aflat, știi că e prezentator. Da, am aflat astăzi. Oricum nu-l supă... Adică era ok și băiatul celălalt. Nu, glumesc. Mă bucur pentru Vlad. Fratele meu! Mai mic. Concurentul meu! Ai venit să câștigi? Este și asta în plan, dar exact, nu mă trebuie să ajungi prezentator. Exact, ajungi în locul lui, știi asta. Am venit doar să fac oamenii să râdă, ăsta e singurul meu. Cone, păbește, că ai fost delicios în sezonul trecut. Yes. Mulțumesc! Ca și data trecută, scena e a ta. Pentru că odată ce ai prins gust de umor, vrei din nou, din nou și din nou. Aplauze pentru Gabriel Gherghe! Gabriel Gherghe s-a întors! Îmi place când se întorc, pentru că vin mai motivați, vin mai pregătiți, vin mai asumați. Bună seara, oameni dragi! Aplauze pentru oamenii de la jurul de acolo care ne votează de fiecare dată! Hai, gata să nu exagerăm. Ce faceți? Iar tu? Bine, sunt emoționat mai tare ca prima dată, trebuie să recunosc. E normal. Haideți să începem. Am câteva glumițe scurte la început. O să vă rog să fiți atenți. Dacă vă plac, puteți să râdeți. Dacă nu, mai vorbim după. Ne descurcăm noi cumva. La noi, la nunții, obiceiul ăsta să arunci acum porumbei spre văzduh. Pentru că simbolizează pacea și liniștea. Ca să știi la ce renunți. Mi se pare că am vorbit prea mult despre oamenii care sunt la începutul relației data trecută și vreau să vorbesc despre cei care de fapt sunt la baza societății. Oamenii căsătoriți cu relații de peste 7 ani. Hai să aplaude doar ei. Așa trist, cum v-ați obișnuit. Hai. Exact. Am fost o relație de foarte lungă durată și nu știu cum e la voi acasă, oameni buni, dar noi nu mai făceam sex. Ia uite cine știe acolo. Cam o dată pe lună o făceam, ziceai că e sărbătoare, cruce roșie în calendar, Sfântul Slobozarie. Eram așa de plictisiți unul de altul cât foloseam o singură poziție, eu zic perpetuum mobile, așa se auzea. Putea să și plece din pat, nu mă deranjea. Iubita, lasă-și o pernă aici, moale, cald, eu chiar nu văd diferența. E problema asta că femeile nu știu să parcheze, am auzit chestia asta. La mea era adevărat, dar am găsit o soluție foarte simplă și ușor de aplicat. Îi montez niște senzori la mașină. În partea din față stânga îi lipești cu scoci o poșetă de ei, în partea din fața dreaptă o pereche de pantofi. Și vezi cum parchează la mine, să n-atinge pantofi, Ioris, e poșetota. Știi că s-ar putea să meargă asta. S-ar putea, da. Dacă e să faci o piramidă a nevoilor unei femei în viață, pe primul loc, ce sunt ele? Hăinuțele. Pe locul 2 sunt poșetele, pe locul 3 pantofi, pe locul 4 căcatul de mâță și pe locul 5 ești prostul. E bun și el că aduce bani în casă. Mie nu mi-era frică să aibă un amant, că dacă ăla se ascundea în dulap, în 3 minute murea asfixiat acolo. L-ați văzut la știri cum îl scotea smurdul dintre bluțe la reducere? Ia uite cum a buricat prost acolo. Într-o zi am auzit locuitorii din Narnia din spate. Nu mai putem să respirăm, scoate o bluziță. Mă bucur că a râs, că am zis gluma asta în Vaslui și erau Narnia, ce asta e, o bodegă nouă? S-a deschis la noi în sat, dacă dă pe datorii, eu beau și din dulap, nu mă interesează.
Da, și am eu o problemă cu supermarketurile și sunt foarte, mă simt stresat acolo. Bă, nu suport tipele care fac sampling. Le știți? Alea care se visează pe un catwalk la Milano. Bă, de-a te dracu, ești cu una față. Nu ești la casa de modă Versace, știi, și abordează așa. Cuțitele scoase afară, dacă vrei să mă convinci să cumpăr, pune niște chiloți curați, cum arată țâțele, că așa mă convinci. E logic, mă. Te-au convins să cumpăr, așa-i? Vreau să vă mai vorbesc puțin despre sexualitate. Știu că e un subiect tabu, dar vreau să-l abordez. Nu aplaudă nimeni și nu o să mai întreb, dar aș vrea să știu dacă sunt bărbați care recunosc, fie că singuri, fie că în relație, că din când în când se mai masturbează. Nimeni. Sunt oameni care n-au auzit, șocați, ce e asta? Dar n-ai spus aplaude cei care. Ba da, ba da, ba da, să aplaude cei care recunosc, că din când în când. Bravo, uite, sinceritate. Dă-l recun. Băi, dă-vă, drag. Ai... A, exact. Băi, ce vorbești? Sunt unii care au mâinile ocupate acum, nu pot să aplaude. E un subiect un pic tabu și nu putem să aplaudăm tot timpul așa, sincer. Că se uită lumea la noi. Ia, uite-l ce face. Bine, ce nu înțeleg femeile, că pentru noi e un pic diferit. La bărbați funcționează pe bază de stimul vizual. Așa, te uiți, aoleu, două țâțe, poate aș face. Nu o să-l găsi joată pe iubitul tău acasă, dezbrăcat pe canapea, citind 50 Shades of Grey. Aoleu, câte epitete a pus aici, mă, băiatule. Aduc lumânările și petale, știi că am treabă. Eu m-am uitat la film. Sunt femei în sală care au văzut filmul 50 Shades of Grey? Prin aplauze funcționează. Perfect. Eu m-am uitat la film, nu m-a impresionat foarte mult, însă mă gândeam că, bă, de ce nu fac artiștii noștri melodii pentru soundtrack-uri la filme de-astea? Eu aș vrea să văd soundtrack-ul de la 50 Shades of Grey făcut de Tudor Gheorghe. Să apară îmbrăcat în latex, cu chitara în mână. Anastasie, te-am legat cu frânghie de mâini și îți pusei căluși de gânduri rele. Cu biciu te-am pleznit peste călcâi. Și ai vânătăi ca niște rândunele. Era un pic mai amuzant în capul meu. Oameni dragi, am fost Gabriel Gheorghe. Vă mulțumesc din suflet. Ești bun. Se vede munca. Dar nu și rezultatul azi. Pe mine mai ocolit cumva. El are o problemă că nu se uită la el. Numai că el oricum are o problemă cu ochii. Adică unul e fix, unul e jucăuș. Ochiul care e fix, oricum era pe mine. Iar la jucăuș, jongla între mine și Delia. Nu. Nu mi-a plăcut, sincer, că te-ai luat de Tudor Gheorghe. Eu îl consider unul dintre cei mai mari artiști români. Nu l-aș lua niciodată în balon. Dar nu a făcut mișto de Tudor Gheorghe. Înseamnă dacă... că știu mai sensibil azi. Da, ar fi fost un ce-ar fi dacă. Eu nu-l văd pe Tudor Gheorghe îmbrăcat în latex. Deși trebuie să recunoști că ar fi foarte interesant. Nu. Deci mi-e place foarte mult Tudor Gheorghe, însă sunt adeptul faptului că în comedie poți să exagerezi atât cât vrei. Nu e partea serioasă din timpul liber. Este clar că sunt doar un alt psihopat. Da. Te cred. Și sunt și de acord cu tine și îți dau și dreptate. Te văd îmbrăcat într-o rochiță de latex în seara asta. Regia, te rog frumos, ajută-l. E un curaj nebun să vii pentru a treia oară. A treia oară. Da. A doua oară când ai venit era în finală și cumva făceam o comparație între cel din audiții și cel din finală, dacă este un pic mai sus. A treia oară urmează să votez în funcție de treaba asta. Dacă a fost mai bine decât în finală sau nu. Am înțeles. Votul meu nu înseamnă că mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Nu despre asta e vorba, ci despre faptul că am făcut această comparație. Bun. Am votat. Votăm și eu. Gata. Eu am să votez ca de obicei. Cu bucurie în suflet. Scoare! Mergem mai departe. Mulțumesc frumos. Mulțumim. Da. Mie mi-a plăcut mai mult acum decât în final. Să-ți explic. Eu am votat așa pentru că știam că voi o să-i dați drumul mai departe. Chiar îmi place, dar a fost mai slab. Întotdeauna Gabriel Gheorghe păstrează lucrurile bune pentru mai târziu, dar le păstrează pe toate. Bună ziua, am revenit, sunt foarte bun, sunt Gabriel Gheorghe, am ajuns în finală.
scoați de aici ceva mediocru, că eu oricum ajung din nou în finală și unde am niște chestii foarte tari să vă dau, de o să cădesc cu scaunele. Greșeală de tactică. Nu, ai revenit, revin-o cum trebuie. Nu mai ai nimic bun, scrie până la finală.